Bună seara, dragi telespectatori! Astăzi avem alături de noi o invitată aparte, care pe lângă proiectele profesionale pe care le demariază, a decis să guste încă o dată din perioada studenției. Suntem nerăbdători să aflăm ce anume a determinat-o pe Noemi Varga să ia această decizie. Ceau și bine ai venit la noi! Ceau, bine v-am găsit! Cum ai caracterizat tu începutul vieții tale ca studentă? Păi a fost un moment foarte abrupt așa în viața mea, am zis că iau totul din prima. Am plecat din Cluj, eu acolo locuiam cu părinții, am venit în Timișoara pentru a începe pe cont propriu. Am vrut să văd cum e viața de student așa, for real. N-am vrut să stau acasă și să merg la școală. Am venit în Timișoara și am dat la jurnalistică. În 1998 încă se dădea gramatică la jurnalistică, un lucru foarte bun, de altfel. Și am dat admitere, am intrat și nu am stat în cămin, adevărat, dar am trăit viața de student din plin, pentru că am și lucrat în complexul studențesc și pe cât am putut am stat în preajma studenților, cu prietenii, cu colegii în complexul studențesc. În momentul în care ai luat decizia să vii la Jurna, știai că vrei să faci asta pe mai departe? Da, decizia era luată de mult dinainte. În timpul liceului deja prinsesem acest microb. Am fost în câteva tabere de jurnalism, am participat la câteva reviste și chiar la un cotidian din Cluj-Napoca. Am scris în calitate de colaborator. Când vorbim despre studenție, care sunt primele trei cuvinte care ți-ar veni ție în minte, făcând referire la perioada studenției tale? Păi, să zic așa, o perioadă nebună, multe chefuri și o viață destul de grea. Dacă nu ai stat la cămin, unde stăteai? Stăteai în chirie sau da. Cum a fost? Da. Și frecventai complexul studențesc? Ai zis că lucrai? Da, da, și în timpul liber preferam să stau acolo decât în alte zone orașului. Și cum percepeai tu pe atunci situația din complexul studențesc în comparație cu ce acum? S-a schimbat? Da, da, s-a schimbat, s-a schimbat foarte mult. În primul rând s-a schimbat ca zonă de atracție. În 98-99-2000, complexul studențesc era locul în care se întâmplau toate petrecerile noaptea. După care au început să se dezvolte diverse business-uri în Piața Unirii și s-a mutat punctul de interes în zona aceea. Automat, complexul a rămas cumva numai pentru studenți. Înainte toată lumea venea în complex și era așa un amalgam de profesori, studenți, oameni care tocmai au terminat. Era un pic altfel atmosfera. Cum se distra Noemi în studenție? Că ziceai că mergeai la chefuri. Unde se țineau chefurile? Păi o parte, cele fără buget, se țineau prin cămine, mai pe ascuns, și altele se țineau chiar în localurile care acum nu mai au voie să facă așa ceva. Cum era Noemi ca studentă? Era așa mai tupeistă sau mai retrasă? Eram destul de tupeistă și puneam întrebări incomode. Da? Da. Deci te potrivești cu această carieră. Cum a fost, nu știu, primul tău contact cu facultatea, prima zi, prima săptămână, primul examen? A fost foarte greu, că nu știam, am intrat, nu știam pe unde trebuie să apuc, la ce etaj, pe cine să caut, a fost așa o nebunie totală. Dar cumva întâmplarea a făcut că am găsit un coleg fără să vreau, și ăla era derutat pe acolo, și împreună am reușit să ajungem și să vedem unde avem cursurile și tot. Ce s-a întâmplat mai apoi pe parcursul studenției tale? Păi s-a întâmplat că a intervenit viață și greutăți și pentru că am vrut să fiu independentă și să mă descurc eu singură pe picioarele mele, n-am mai făcut față și examenelor și lucrului și a trebuit să las un pic deoparte școala. Și după aceea am încercat din nou să reiau la învățământ la distanță, dar specializarea la care m-am înscris nu a fost cea pe care mi-am dorit-o. A fost un fel de, mă rog, să zicem, eroare. Nu neapărat din cauza mea, dar nu ceva foarte nasol. M-am lăsat și de chestia. Și acum m-am apucat din nou, cu gânduri mari de a termina, bineînțeles. Și în momentul în care te-ai lăsat de facultate, ai lucrat în domeniu sau...? Am încercat încet, încet să mă apropiu, pentru că, neavând studiile superioare terminate, e un pic dificil să activezi în domeniu. Și care au fost domeniile în care tu ai activat? Te întreb pentru că și eu am avut
onoarea și bucuria să te mai cunosc așa înainte, așa că te las pe tine să ne povestești ca să știe și cei care ne urmăresc ce ai mai făcut. Da, păi am lucrat în presă. De când am venit în Timișoara am încercat să lucrez în presă, numai că în anii respectivi, bine, nici acum nu este foarte bine plătită meseria asta de jurnalist, dar pe vremea respectivă și la început de drum erau salariile și bonusările extrem de mici. Astfel că a trebuit să fac o schimbare. Am trecut unde? Toată lumea se duce în catering, în ospătărie, în așa ceva, unde programul este lung și dificil, dar și bănuții se strâng altfel. După aceea m-am dezvoltat pe latura de marketing și de acolo cumva am ajuns în PR și în publicitate. Dacă ar fi să privești în urmă, ce anume ți-a plăcut cel mai mult să faci? Pe fiecare bucățică mi-a plăcut în felul ei și a fost exact unde trebuia în viața mea. Și privind așa ca în oglindă, care a fost cea mai mare provocare a ta? Cea mai mare dificultate, mai bine zis? Păi asta, să fac față și școlii și lucrurilor în același timp. Și în prezent ce faci? Cu ce te ocupi? În prezent lucrez la o firmă de organizare eveniment, unde fac și partea de PR, dar și ca event organizer. Și, mă rog, am înțelegere că pot să ajung și la școală. A, deci ai revenit la școală? Da. Și cum este acum să retrăiești experiența studenției? E interesant, e foarte interesant. Am avut așa un fel de deja vu, că am fost la fel de dezorientată în primele zile, dar după aceea am văzut că, adică s-au schimbat multe, dar nu s-au schimbat, de fapt. Și colegii mei sunt faini toți, ne luptăm acolo pe burse, e fain, e o atmosferă faină, tinerească. Mai ai timp să te distrezi? Mai am și timp, dar mai răruț. Cu ce te ocupi în prezent? În prezent lucrez la o firmă de organizare evenimente, mă duc la școală și lucrez și la alt radio. Practic, programul de la școală este cel prioritar pentru că am înțelegerea colegilor mei și munca pe care o fac la această firmă este parțial de PR și parțial de event organizer, ceea ce înseamnă că îmi rămâne timp și să ajung la școală, pot să lucrez și seara, mă rog, am o libertate de mișcare mai mare. Ne spuneai că organizați evenimente și pentru zona corporate și aș vrea să te întreb dacă tu ai avut vreo tangență și din alt punct de vedere cu zona corporațiilor. Da, am lucrat la un moment dat în corporație și am lucrat câțiva ani buni. Am și crescut acolo de la o funcție, mă rog, să zicem junior-junior, până în zona de human resources. Cum ai perceput tu experiența de a lucra într-o multinațională? La momentul respectiv mi-a prins foarte bine. Veneam dintr-o afacere relativ mică, ca și angajat, într-o corporație unde lucrurile stăteau puțin diferit. Mi-a dat încredere în mine și mi-a dat și stabilitate, inclusiv fizică, pentru că după foarte mult teren mi-am luat o pauză în care am putut să muncesc la birou 8 ore și weekendul să fie liber și un pic să schimb lucrurile în sensul ăsta. Spuneai că ai lucrat în domeniul resurselor umane? Da, am ajuns până în resurse umane. De ce acest domeniu și nu altceva, să zicem, într-o corporație? Așa a mers, după cum îmi spuneam, lucrurile la mine așa s-au dezvoltat. Dintr-una am intrat în alta în mod foarte firesc. Am intrat practic la căscuță, la preluat de apeluri în multinațională, după care au fost diverse concursuri pentru poziții mai înalte. Am participat și eu la câteva dintre ele, iar la un moment dat s-a pus problema angajării unor colegi. Resursele umane nu știau exact specific proiectul nostru cu ce se ocupă și ne-au solicitat și nouă ajutorul. Și așa, treptat, am făcut tranziția către resurse umane, întâi ajutând strict pe partea de interviuri, apoi pe partea administrativă, mergând până în zona de payroll chiar. Dar ce ți-a plăcut cel mai mult dintre toate taskurile pe care tu a trebuit să le realizezi? Ce ți-a plăcut cel mai mult? La multinațională? Da. Cel mai mult îmi plăcea în partea de interviuri că tot timpul veneau oameni noi, oameni tineri, de la care aflam lucruri pe care altfel nu aveam acces, despre care nu aveam cum să aflu altfel. Și îmi plăceau foarte mult jocurile de rol, pentru că jumătate din interviul pe care îl aveam acolo consta într-un joc de rol. Și îmi plăcea foarte mult să văd cum se adaptează oamenii, așa, venind de pe stradă, automat într-o situație neașteptată.
În ce mod crezi că te-a ajutat perioada în care tu ai lucrat într-o multinațională pentru proiectele pe care le-ai demarat ulterior? Păi m-a ajutat foarte mult pentru că practic am schimbat cumva tabăra. Am ajuns un ajutor al multinaționalelor atât în PR în trecut cât și acum în organizarea de evenimente și înțeleg foarte bine punctul lor de vedere atunci când e vorba de o identitate vizuală, de o poziție referitoare la, inclusiv la locația aleasă. Pot să înțeleg punctul de vedere al lor mult mai bine decât dacă aș fi venit din exterior. Până la urmă, ce anume te-a determinat să iei decizia de a pleca și de a te îndrepta către altceva? Mi s-a părut că oricât de mult aș face în acea multinațională, stagnez deja. Și cam toată viața mea, când mi s-a părut că stagnez, am schimbat. De ce o firmă de organizare de evenimente și radio? De ce nu altceva, să zicem? Cumva îmi doream de mult timp să intru și pe plaja asta, cumva neexplorată la noi. Sunt foarte puține firme care se ocupă de organizare eveniment la nivel corporate și care vor să aducă ceva nou în peisaj. Noi întotdeauna ne gândim la tot felul de concepte de evenimente deosebite. Încercăm să aducem acturi live de la noi din țară sau din străinătate chiar, care să fie cu totul deosebite și să aducă un plus valoare și în acest domeniu. Dacă vorbim despre piața PR-ului din Timișoara, ce crezi că ar trebui schimbat sau îmbunătățit? Suntem într-o pantă bună în acest moment, aș spune. Piața de PR a crescut simțitor și asta se vede mai ales în ultimii ani de zile. Nu știu dacă ar fi de îmbunătățit pentru fiecare dintre noi câte ceva, cu siguranță, dar cred că ne aflăm într-un moment bun al PR-ului. Care este cea mai mare provocare a ta când mergi să lucrezi? Fiecare eveniment pe care îl organizez, fiecare emisiune pe care o am la radio, practic fiecare lucru din viața mea reprezintă o provocare și cumva încerc să le împac pe toate pentru că consider că personalitatea mea are mai multe fațete și astfel fiecare părticică din mine are un moment de provocare. Hai să vorbim puțin și despre această parte din viața ta a radioului. Cum ai ajuns acolo? La alt radio am ajuns pentru că îmi place să mă duc la evenimente, mai ales la cele muzicale. Sunt o susținătoare a mișcării underground. La un moment dat s-a desfășurat pe malul Begăi un concurs de talente și acolo m-am întâlnit cu inițiatorii acestui radio, cu soții Sucic, care se aflau în calitate de reporter și povestind cu ei dintr-una în alta, am ajuns la concluzia că iar avea nevoie de un ajutor. Eu mi-aș dori foarte mult să mai fac radio și așa am ajuns să lucrăm de aproape 2 ani deja. Și care este piața de subiecte pe care voi o abordați la radio? Este foarte interesant că alt radio este un concept de mai multe concepte. Adică fiecare realizator vine și susține cauza proprie. Avem o emisiune despre arte, avem o emisiune economică, avem o emisiune, cea a mea, de exemplu, care se ocupă de evenimente și susține cumva mișcarea underground. Practic fiecare realizator ceea ce dorește să facă aia face în emisiunile lui. Crezi că noi timișorenii, și acum vreau să ne concentrăm puțin atenția asupra tinerilor, crezi că tinerii ascultă radio sau ar trebui să fie oarecum, nu știu, ajutați să ajungă și la radio? A început pe online să câștige teren radioul. Sigur că piața nu este foarte generoasă, în sensul în care majoritatea radiourilor din FM dau câteva genuri muzicale, sunt oarecum limitate de, nu știu de ce, de piață, să zicem. Și probabil că tinerii își doresc să asculte și altceva și din punctul ăsta de vedere, atât radioul la care lucrez eu, cât și alte radiouri online vin cu o alternativă, în sensul în care poți să asculți o muzică mai nișată, poți să asculți o emisiune mai deosebită, lucruri care la radiourile mari din FM nu prea se întâmplă. Cum crezi că ar trebui să se promoveze radiourile în așa fel încât să ajungă mai bine la tineri? Care ar fi calea de promovare cea mai potrivită? Păi prin tot felul de acțiuni nebunești, de la împărțit de flyere care nu se mai poartă de perioadă încoace și s-ar putea să revină într-o mare modă, până la emisiuni făcute în stradă, de ce nu?
sau, de exemplu, noi mergem vara la festivaluri și îți dai seama că acolo ne întâlnim cu o mulțime de tineri, preponderent studenți, povestim cu ei, le dăm acțibilde, îi invităm în emisiuni pe cei care au un cuvânt de spus. În afară de muzica mai diferențiată pe care voi o difuzați, prin ce altceva crezi că se diferențiază radioul la care lucrezi tu? Prin foarte multă libertate. Și astfel atrage studenții, tinerii. Sigur că da. Având în vedere că până în prezent ai gustat, să zic așa, din mai multe domenii, mai este vreun domeniu pe care ai vrea să-l încerci și nu ai apucat încă? Da, aș vrea să învăț să cânt la un instrument. Care ar fi ăla? Mi-ar plăcea tobele, dar nu sunt convinsă că am dexteritatea necesară, așa că poate că aș încerca o chitară rece. Mi-ar plăcea să învăț un pic de olărit. Mi-ar plăcea să învăț un pic mai mult în public speaking și acolo încerc să mă și dezvolt în perioada asta. Și poate m-aș duce până în zona de traininguri. Revenind puțin la viața ta ca studentă, te-aș întreba dacă vrei să-ți dai examenul de licență? Sigur că da. Și crezi că obținerea diplomei de licență ți-ar schimba în vreun fel parcursul profesional ulterior? Păi mine a schimbat pentru că, în primul rând, mi-ar da mie o siguranță mult mai mare în munca pe care o am, știind că am acasă o diplomă. Este în momentul de față vreun lucru pe care tu l-ai schimbat la viața ta? Gândindu-mă la trecut sau în prezent? În prezent. Păi, probabil că ar trebui un pic să mă organizez și să încerc să mai spun și nu. E greu să zici nu? E foarte greu. Cum reușești, mă tot gândeam acum în timp ce te ascultam, cum reușești să realizezi un echilibru între toate activitățile profesionale pe care tu le desfășori, la care se mai adaugă și facultatea, și viața de mămică? Cum reușești să le faci pe toate? Păi am norocul că am un partener ideal în viață, care chiar consideră un parteneriat ceea ce avem noi în această familie minunată și ne împărțim timpul, facem, să zicem, ședințe în care ne organizăm întâi săptămânal și apoi zilnic. În fiecare dimineață ne organizăm ziua în așa fel încât să apucăm să ne ocupăm de tot ceea ce înseamnă și familie și lucru și școală. Dacă tot am abordat subiecte foarte diverse privind viața ta ca studenție și carieră, poate că aș vrea să vorbim puțin și de cel mai important aspect al vieții tale, acela de a fi mamă. Și aș vrea să ne uităm puțin în urmă. Am înțeles că ești mămică a doi copii și să ne povestești puțin cum ți-a schimbat ție viața venirea primului copil pe lume. Păi mi-a schimbat-o radical, pentru că încă de când se afla în interior în burtică am simțit că voi avea un prieten. Și așa am și zis când a apărut pe lume Titus, i-am zis, bine, el nu înțelegea, dar acum înțelege. I-am zis, hai să creștem împreună și cam așa a fost experiența asta. Am învățat și eu de la el și el de la mine și cumva am creat un balans în viață împreună. Și cum percepi tu relația dintre voi doi acum? Avem o relație foarte bună pentru că am noroc că e un copil cu minte și ascultător și l-am învățat că e bine să fie sincer în primul rând cu el și apoi cu lumea din jur. Și cum ai luat decizia să mai ai un bebe? Am zis că e frumos așa să ai doi copii și mi-aș fi dorit și o fetiță și uite că m-a ajutat providența și am o fetiță minunată. Așa, cumva a fost o conjunctură de bun augur în moment în care chiar s-a potrivit. Cum e să fii mămică de băiat versus mămică de fetiță? Păi încă nu pot să trag o concluzie foarte clară, deoarece Amalia e micuță, are 2 ani și ceva. Dar, mulțumesc, dar o văd deja că se duce și probează rochiță, fustiță, trage de mine la pantofi când mergem prin magazine. E cu totul altceva. Că și care este relația între cei doi copii? Cum se înțeleg ei? Care e diferența de vârstă? E o diferență mare, e 15 ani între ei. Ok. Și ei cum se înțeleg? Păi, Amalia e foarte lipicioasă, fiind și mai micuță și cumva îi topește inima lui Titus, care, na, el vrea să fie bărbat, să fie serios și sobru, dar așa, încet, încet se creează o relație foarte deosebită între ei. Ai mai fi dispus să faci un copil? Nu cred că e suficient. 2 cred că e un număr bun.
Ai menționat faptul că ai lucrat într-o multinațională. Cum a fost pentru tine această experiență? A fost foarte bine, pentru că venea după o perioadă în care am făcut foarte mult teren și munca de birou mi-a prit enorm de mult. Mulți tineri afirmă faptul că tocmai viața la Cămin oferă culoare, perioada studenției. Tu, deși nu ai stat la Cămin, ai spus că te-ai intersectat destul de mult cu această zonă și aș vrea să știu tu ce părere ai despre asta. Da, este de dorit dacă, mă rog, sunt locuri destule și poți să accesi să stai la Cămin. Recomandarea mea pentru studenți este să stea măcar un semestru să vadă cum e. Care ar fi cea mai mare dificultate în prezent, vorbind fie de viața ta personală, fie de viața ta profesională? Ce e cel mai greu să faci? E greu să le împac pe toate. Că am și o familie frumoasă și trebuie să mă ocup și de copii, am un băiat mare și o fetiță mică și trebuie să ajung și la școală și tocmai povesteam înainte de a intra în emisiune că sunt pe drumuri toată ziua, cu evenimentele care stau să înceapă odată cu vremea bună. Deci asta e greu, să-mi par timpul între toate. Cam ce fel de evenimente organizați voi? În mare parte ele sunt corporate, dar nu sunt exclusiv corporate. Am organizat și evenimente care au conținut muzical, dar ceea ce pregătim cel puțin în acest moment sunt evenimente de tip Family Day, opening-uri, aniversări de firme. Majoritatea acestor evenimente se desfășoară în aer liber, în spații largi, în care noi venim cu un concept. Ne dorim ca acest concept să fie altfel decât micul berea și dansul popular și încercăm să implicăm atât pe cei mici în atelierele dedicate copiilor, cât și pe cei mari care beneficiază de ateliere pentru adulți și jocuri pentru adulți. La scenă încercăm să aducem muzică originală și de calitate. Cum este să muncești, să fii studentă și să fii și mămică? E fain, pentru că cumva la un moment dat îmi zicea un prieten, eram pe stradă și mergeam între școală și lucru. Și zice, ce faci acum, te pregătești să intri în următorul rol? Cam așa e. Da. E fain că poți să joci mai multe roluri. Pentru foarte mulți tineri am observat că o mare problemă este aceea de a-și găsi o vocație. Tu cum ai reușit să-ți dai seama care este vocația ta? Păi am început să scriu, nu știu, se zice că nu e om să nu fi scris o poezie, cam așa am început și eu și am participat la concursuri de talente, după care am ajuns la liceu și liceul nostru nu avea o revistă a lui și așa am început practic toată treaba cu scritura. Se pare că am scris destul de bine pentru că am fost solicitat ulterior să colaborez cu o revistă interliceană, după care pe baza unui reportaj destul de usturător la vremea respectivă legat de consumul de droguri în licee, am fost solicitată de către un ziar local în calitate de colaborator. Deci, liniar cumva au curs lucrurile. Privind în urmă la perioada studenției tale de atunci și de acum, pe lângă informațiile teoretice pe care tu le-ai acumulat, ce lecție de viață te-a învățat această perioadă? Perioada de studenție. Că trebuie să acorzi o importanță majoră tuturor aspectelor din viață. Adică trebuie învățatul să aibă timpul lui, la fel cum și lucrul trebuie să aibă timpul lui și familia. Ce planuri ai de viitor, pentru viitorul apropiat? Păi pentru viitorul apropiat mă gândesc la concediu. Unde vrei să mergi în concediu? În Catania o să merg anul ăsta. Și cumva tot anul, în afara concediului, gravitează ca moment de relaxare în jurul concediului. Și îl programez din timp și mă gândesc la toate aspectele, că probabil că e lucru pe care îl gândesc cel mai mult. Ca un bun organizator de evenimente. Da. Ce părere ai despre perioada actuală a studenției? Cum își petrec studenții, tinerii studenția în prezent? Păi am văzut că sunt foarte mulți dintre colegii mei care lucrează. E un lucru bun sau rău ăsta? Atâta vreme cât e part-time, e foarte în regulă. Asta vreau să spun că beneficiu în plus, zilele noastre au apărut joburile part-time. Pe vremea când am venit eu prima dată în Timișoara, nu exista acest concept de part-time și ăsta e un lucru bun și sunt și aceste multinaționale care oferă și ele joburi de 4-6 ore, astfel încât să-ți permită să poți să ajungi și la facultate. În finalul acestei ediții, aș vrea să te întreb ce ai transmite tu studenților care ne urmăresc.
să aibă grijă de ei, să se bucure de viață, să se gândească că această perioadă probabil nu se va mai întoarce niciodată și să încerce să lege jobul de ceea ce fac ei la școală. Noemi, noi îți mulțumim pentru prezența ta aici și că ne-ai dat șansa să te cunoaștem. Și eu îți mulțumesc. Dragi telespectatori, vă mulțumim că ne-ați urmărit și astăzi și vă dăm întâlnire peste fix o săptămână. La revedere!